Salutare prieteni, eu sunt Mihai, bine v-am găsit la o nouă rețetă de prăjitură. Astăzi vom face rețeta preferată a soției mele și anume tiramisu. Rețeta originală se face cu ouă crude. Noi vom face astăzi rețeta fără ouă, pentru că soția mea este gravidă și nu are voie ouă crude. Astfel, pentru rețetă vom avea nevoie de pișcoturi, cacao, zahăr farin sau pudră, 600 de ml de smântână pentru frișcă, 500 de grame de mascarpone și cafea. Haideți așadar să începem. Vom pune smântâna pentru frișcă. Smântâna pentru frișcă trebuie să fie foarte rece de la frigider. La fel și mascarpone. Vom amesteca pentru început la viteză mică până când se omogenizează un pic mascarponele cu smântâna. Cât timp amestecăm la viteză mică, putem pune și zahărul vanilat. După ce s-a incorporat și zahărul, mixăm la viteză mare până când devine o cremă pufoasă. Când crema este aproape gata, vom adăuga și puțină esență de vanilie. Pentru o aromă deosebită. Cam așa ar trebui să arate. Desfacem pișcoturile. Le înmuiem pentru aproximativ 3 secunde în cafea și le aranjăm pe platou. Eu am ales să folosesc un poș, este un poș de silicon pentru ornat. Al doilea strat de cremă, cu precizarea că acesta va fi stratul care se va vedea și atunci este bine să încercați să-l ornați mai cu grijă. Vom pudra cacao pe deasupra. O să facem puțină mizerie. Aia este. Și pac! Am făcut și curat pe masă, am terminat și prăjitura. Așa arată tiramisu, făcut cu smântână pentru frișcă și cremă de mascarpone. Se văd foarte frumos straturile, crema, pișcoturile, cacao. Aceasta se va da acum la frigider și cel mai bine este să o consumați după câteva ore de stat la frigider sau cel mai bine dacă este să stea peste noapte. Aceasta este varianta mea de tiramisu pentru femei gravide, fără ou. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept și data viitoare la o nouă rețetă. La revedere!